Vă salut cu pacea Domnului și în această seară și vă spun un bun venit la Iacov Israel. De aici, de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Lăudat să fie Domnul, pentru că revarsă peste noi binecuvântări cerești. Iar dacă astăzi suntem aici, înseamnă că bucuria mântuirii, dorința aceasta sinceră după Dumnezeul nostru, clocotește în inimile noastre. Lăudat să fii, Doamne, pentru copiii Tăi, care se strâng în jurul cuvântului Tău. Vreau să vă spun, există mană din belșug, pentru că Tatăl Ceresc dă fiecăruia după credința Lui. Există apă rece din stânca, care este Iisus Hristos. În această seară, rog pe Domnul
să ne călăuzească în cuvânt, iar mesajul să fie transmis cu putere. Iar multe suflete, auzind acest mesaj, să se întoarcă la Dumnezeul Scripturii. Înainte să intru în tema acestui mesaj, aș vrea să vorbesc puțin despre o carte. Săptămâna aceasta, prin providența lui Dumnezeu, am cunoscut un om care lucrează pentru Dumnezeu. Nu l-am văzut niciodată pe acest om. Am stat de vorbă cu el și am observat că omul acesta are o povară pe suflet, aceea de a face ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Mi-am dat seama că suntem pe aceeași undă. Am stat de vorbă cu el. Omul a tipărit această carte. O voi arăta spre cameră. Ultima avertizare pentru lumea noastră. Sper că se vede. Ultima avertizare pentru lumea noastră. A tipărit multe zeci de mii și au fost împărțite în toată țara. Îl caminte un pasaj din Spiritul Profetic în care spune că în timpul din urmă cărțile acestea trebuie să cadă pe pământ ca frunzele din pom toamnă. Dragii mei, cei care aveți pe suflet lucrarea lui Dumnezeu, cartea aceasta este o carte foarte valoroasă. Ultima avertizare pentru lumea noastră. Practic sunt cele trei solii îngerești, Apocalips, capitolul 14, versetul 6 la 12. Sunt ultimile 15 capitole din Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor. Foarte bun materialul acesta. De aceea, toți care aveți pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, am înțeles că în momentul de față, cartea aceasta, să o putem tipări, costă 1,15 lei cu TVA, cu tot. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos pe toți acei care vreți stele în coroană, care vreți să ajungem odată acasă, să terminăm cu pământul acesta, să ne întâlnim cu Domnul. Vă chem. Haideți să strângem rândurile și să punem fiecare cât putem. Unul 50 de cărți, unul pentru 100, unul care are mai mult pentru mai mult. Să putem face încă 50 de mii, încă 100 de mii de cărți. Iar cărțile acestea să fie împărțite printre frații care merg și lucrează pentru Dumnezeu prin zone albe. Nu uitați, ultima avertizare pentru lumea noastră. Cele trei soli îngerești. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să pună în dumneavoastră dorul acesta de a face ceva pentru semenii noștri. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Scrieți-mi mesaj. Spuneți: Marius, eu vreau să donez pentru 10 cărți, pentru 50 de cărți și eu vă voi pune în legătură cu persoana care se ocupă cu tipăritul acestor cărți. Și vă vom ține la curent cu suma strânsă și cărțile pe care le vom tipări și unde vor ajunge. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Iubiții mei frați, mesajul din seara aceasta este un mesaj de trezire.
Mesajul se numește Plânsul lui Iisus și nepăsarea ta. Plânsul lui Iisus și nepăsarea ta. Vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Și voi citi de la versetul 1 până la versetul 46. Deschide Scriptura împreună cu mine. E bucurie în cer când copiii lui Dumnezeu deschid Scripturile. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că nu are lumina în el. După aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: Haideți să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice îmi vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată.
Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii i-au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca niciun omul acesta să nu moară. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată, cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Iubiții mei frați, Betania, locul unde Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se simțea bine. Avea 3 prieteni, 2 surori și un frate. Și ori de câte ori Fiul lui Dumnezeu simțea nevoia aceasta să stea, să fie liniștit, venea în casa aceasta și avea o părtășie cu cei 3 frați. Se pare că acești 3 frați erau orfani, pentru că Biblia nu ne spune nimic despre părinții acestor 3 frați. Dar erau așa de bucuroși în compania lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îl iubeau pe Domnul și Domnul îi iubea mult pe acești 3 frați. Dar s-a întâmplat că unul din ei s-a îmbolnăvit. Și în momentele acelea,
spune că una din surori a trimis vorbă lui Iisus Hristos și a spus: Lazar, prietenul tău, fratele meu, este bolnav. Vreau să vă spun că Lazar nu avea o răceală sau o gripă sau îl durea măseaua sau... Nu. Ci boala care o avea Lazar prevestea moarte. Umbrele morții dăteau târcoale acestui copil al lui Dumnezeu. Iar surorile, cele două surori, au apelat imediat la prietenul lor cel mai bun, la cel care înviase morți, la cel care deschisese ochii orbilor. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Spune că Domnul, când a auzit vestea aceasta, le-a spus ucenicilor că boala aceasta pe care o are Lazar nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Veți vedea un lucru mare, măreț înaintea voastră. Iar văzându-le, veți avea credință, vi se vor deschide ochii și veți crede că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit încă două zile. După aceste două zile, spune că a spus ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Dar ucenicii s-au împotrivit puțin și au spus: Doamne, în urmă cu puțin timp, iudeii aceștia căutau să te omoare cu pietre și tu te întorci iarăși. Și Domnul îți spune: nu știți că sunt 12 ore în zi? Cât este lumină, nu-mi va face nimic. Va veni întunericul. Când întunericul va veni, da, mă vor osândi la moarte. După aceste vorbe, le spune ucenicilor, într-un limbaj mai acoperit: Lazar, prietenul nostru, doarme. Dar mă duc să-l trezesc din somn. Imediat ucenicii au început să vorbească și au spus: este bine, Doamne, dacă doarme, pentru că somnul îl va face bine. E, frații mei, uitați că somnul de multe ori nu face bine. Vorbesc spiritual aici. Dacă ești mort, trebuie să fii trezit din somnul acesta. Atunci Domnul spune că le spune pe față: ascultați-mă, Lazar a murit. Haidem să mergem la el. În momentul acela n-am înțeles și nu voi înțelege niciodată ce a vrut să spună Toma, zis geamănul, care spune: haidem să mergem și noi să murim cu el. Nu știu ce a vrut omul acesta să spună. Când a ajuns Iisus, a aflat că Lazar era mort de 4 zile. Spune că în casa Martei și a Mariei erau mulți iudei. Erau cunoscuți în Betania. Erau copiii lui Dumnezeu, copii simpli.
dar devotați lucrării lui Dumnezeu. Și mulți iudei venise să îmbărbăteze aceste surori. Când auzind Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Maria nu a prins vestea aceasta. La ea a ajuns puțin mai târziu. Prima care a prins din zbor această veste că vine Iisus a fost sora ei Marta. Și spune că în momentul acela a plecat la Iisus și i-a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Iubiții mei frați, priviți ce credință puternică are această femeie, această fiică a lui Israel, care spune: dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Domnul îi spune că fratele tău va învia. Și ea spune: știu, la învierea de apoi. Priviți cum această femeie cunoaște Scriptura. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, cred. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină. După ce a spus aceste vorbe, priviți în versetul 28, că a alergat și i-a spus în taină surorii ei. Iudeii care erau în casa aceea nu au auzit nimic, dar când sora ei, Maria, a auzit că Domnul vine, spune că s-a ridicat iute și a alergat să-L întâmpine pe Iisus. Iar în momentul acela, cei din casă, iudeii care venise să le îmbărbăteze, s-au ridicat și au pornit după ele. Credeau că merg la mormânt să plângă pe fratele lor. Spune că l-au găsit și Maria pe Domnul Iisus Hristos în locul unde îl găsise prima dată Marta. Domnul nu a mai făcut niciun pas. S-a odihnit acolo ca să vină și cealaltă soră să stea de vorbă cu ea. Spune, când a ajuns Maria la locul unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudei, era un cortegiu de lacrimi acolo, oamenii plângeau, suspinau focul despărțirii de fratele lor. Când a văzut-o Domnul pe ea și pe cei care plângeau, spune că Iisus a început să plângă. Iubit ascultător, Domnul nu este rece la lacrimi. Domnul plânge cu cei ce plâng. Și în momentele acelea, spune că s-a înfiorat în Duhul și a început să plângă. Unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au spus, priviți la El, cât de mult l-a iubit, cum plânge. Dar s-au găsit și alții care au început să lovească în Iisus Hristos. Pe alții a vindecat, dar pe El, de ce n-a fost de la început? Și s-a înfiorat iarăși în Duhul și a mers la peștera aceea. Iar la intrarea acestui mormânt era o piatră mare.
dați piatra la o parte. A zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a spus, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat, deci, și au dat piatra la o parte. Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, îți mulțumesc, știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc nu pentru mine, ci pentru oamenii aceștia care sunt prezenți, ca ei să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți au crezut atunci. Iubiții mei frați și stimate surori, s-au întors foarte mulți la Dumnezeu din cei ce au văzut acea minune a învierii lui Lazar. Aș vrea să actualizez moartea acestui om cu moartea noastră. Vorbesc de moarte spirituală. Iubiții mei frați, sunt persoane, sunt frați și surori care sunt morți, captivi în mormântul acesta, lumii acesteia, în mormântul acesta rece. Păcatul apasă asupra lor și nu le mai dă drumul. Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se întoarce spre Betania, locul mormântului, ca să cheme la viață pe cel mort. Iubitul meu ascultător, nu observi că de foarte mult timp ai întors spatele lui Dumnezeu și ai pornit contrar voinței Lui. Dumnezeu te cheamă la Ninive și tu ai pornit spre Tars. Tu nu observi că ai ajuns în fundul mormântului. Tu nu vezi că umbrele morții au căzut asupra ta? Nu vezi că în jurul tău este întuneric? Nu simți tu că o piatră grea e pusă în fața ușii mormântului? Nu simți tu lucrul acesta? Nu simți tu vocea lui Dumnezeu, plânsul lui Dumnezeu, plânsul Tatălui, care plânge pentru tine, iar lacrimile Lui cad pe țărâna aceasta, pe praful acesta al terii, pământ blestemat din cauza păcatului. Nu simți tu chemarea lui Dumnezeu care spune, întoarce-te înapoi, omule? Nu simți tu cum Dumnezeu trimite oameni ca să dea piatra de la gura mormântului, s-o dea la o parte. Nu auzi tu cum piatra aceasta sfredelește stâncile acelea? Pentru că Dumnezeu vrea să te scoată la lumină. Dumnezeu trimite oameni, trimite mesaj după mesaj la ușa mormântului tău, ca să fii scos afară. Nu observi lucrul acesta. Urechea ta e prea surdă să nu audă lucrul acesta. Nu simți tu cum pașii lui Hristos s-au oprit în dreptul mormântului tău. Nu observi că tot în jur s-a oprit și a făcut liniște ca să se audă vocea
clar a lui Dumnezeu când te strigă din mormânt să ieși afară. Nu auzi tu chemarea lui Dumnezeu care strigă, Lazare, ieși afară. Nu auzi. Îți place să rămâi întuneric. Dumnezeu plânge pentru tine. E tristețe mare în cer, așa cum e bucurie când se întoarce un om la Dumnezeu. Spune că tot cerul se bucură. Când un om întoarce spatele lui Dumnezeu și își găsește locaș în locuința morților, în mormânt, departe de Dumnezeu, în cer e tristețe mare. Mai ales când Iisus Hristos se apropie de ușa mormântului, piatra e dată la o parte și ți este strigat numele și tu nu vrei să ieși afară. De ce te împotrivești, omule? Iubit ascultător, încăpățânarea ta va duce la moarte. Nu-ți pasă de plânsul lui Dumnezeu? Cum poți fi așa de rece? Te-ai familiarizat în mormântul tău acolo. Peste o grămadă de păcate și murdării. Și nu-ți mai place lumina. Măcar că Fiul lui Dumnezeu a venit să te scoată la lumină. Iubitul meu ascultător, este corect că plata păcatului este moarte. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Este adevărat că noi trebuie să murim. Așa este. Este corect. Pentru că am păcătuit. Dar s-a găsit cineva care a plătit acest preț cu viața lui, Fiul lui Dumnezeu. Iar acum viața a venit la mormântul tău. Și te cheamă să ieși afară strigându-te pe nume. Și tu încă zăbovești și rămâi acolo. Spuneam în prezentările pe care le-am avut săptămâna trecută că timpul nostru s-a terminat de mult. Noi trăim un timp împrumutat. Fiul lui Dumnezeu trimite oameni să dea piatra la o parte, ca tu să auzi glasul, mesajul lui Dumnezeu, cuvântul vieții și să ieși afară. Iar tu nu vrei. Ție îți place întunericul. Te-ai obișnuit la întuneric. Te doare ochii la lumină. Mai bine să te doară ochii, dar să fii salvat pentru împărăția lui Dumnezeu. Vei fi schimbat când va veni Domnul, spune că vom fi transformați. Lasă ochii aceștia, că vor fi vindecați de acel care a făcut ochii și care a făcut omul și care... Dumnezeu te cheamă să lași fără de legile lumii acestea. Să lași mormântul rece la o parte. Și să ieși la viață, să calci pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Mi-aduc aminte că într-o seară o soră nu a avut somn. Mesajul a fost puternic pentru dânsa. Și Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit în seara aceea și a început să scrie și a scris. Și povestea dânsa cum în familia lor, cu mult timp în urmă,
A venit o familie și le-a vorbit despre Dumnezeu și în familia lor era pace și liniște și Dumnezeu era acolo și lacrimi. Și când se rugau și strigau la Dumnezeu, lacrimile acelea ardeau obraje și fața era brăzdată de dorul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu. Și oamenii au fost invitați să meargă la adunare. Și când au venit la adunare, au observat că în adunare lucrurile nu stau așa cum le vorbise oamenii aceia și că oamenii erau falși. Și când au privit și la cei care au fost în casa lor și le predicase, au observat că au mai multe fețe și de atunci oamenii au pornit în lumea aceasta. Familia acestei surori a pornit în lumea aceasta și spunea, mi-e dor de întoarcerea la Dumnezeu. Poate că mă ascultă în seara aceasta. Dacă mă ascultă în seara aceasta, Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te cheamă să te întorci înapoi la lacrimile acelea care au curs cândva. Și să începi o nouă viață cu Dumnezeu, să lași trecutul în spate, să nu mai privești la om, ci să privești la Iisus Hristos. Lăsați moartea și umbrele morții și mormintele reci. Ieșiți afară de acolo, voi sunteți fiii luminii. Fiii luminii nu au nimic de a face cu întunericul. Dumnezeu este lumină. Lăudat să fie numele Lui. Iubiții mei frați, sunt mulți care au fost cândva copiii lui Dumnezeu și au fost sinceri. Dar împrejurările au făcut să părăsească rândurile. Unii au obosit. Așteaptă de prea mult timp pe Domnul Iisus Hristos și au obosit. Călătorule care ai obosit, vreau să spun, chiar acum când Iisus Hristos este gata să vină, tu ai obosit. Încă puțin, spune Scriptura, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Încă puțin. Ai zăbovit. Ai așteptat. Și nu mai poți să mai aștepți un pic. Vreau să vă spun că unora credința le este pusă la încercare. Priviți la Noe. Domnul le spune să intre în corabie și au intrat în corabie și nu a început ploaia imediat. Și au urmat câte zile de așteptare. Domnul testează credința. 7 zile au stat închiși. În arca aceea. Unii nu sunt chemați să fie martiri, să moară, nu sunt chemați, ci încercarea lor, încercarea credinței lor, este aceasta. Ce simplu este. Așteaptă. Fii așteptător. Dar se pare că foarte mulți au obosit și se întorc de la drumul cel drept la drumul cel larg care duce spre moarte. Întreb, acolo nu obosești? Mai bine cu Dumnezeu decât cu lumea aceasta. Spuneam și în alte prezentări, diavolul este așa de hoț. Oferă plăcere pentru câteva minute, dar ia bucuriile de la Dumnezeu, care, binecuvântările care trebuia să cadă peste tine, pe termen lung, dar îți dă pentru câteva minute. Călcați pe urmele Domnului Iisus Hristos. Ce frumos ar fi să mergem de mână cu Domnul Iisus Hristos. Dacă mergi alături de Iisus Hristos, vei trece mai ușor prin probleme, prin necazuri, prin întristări, lacrimile tale vor fi șterse de El, Fiul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, povestea cineva o povestioară.
spune că pe țărmul unei mări erau două șiruri de pași. Și cineva a întrebat: Doamne, ale cui sunt urmele acestea? Și Domnul a spus: sunt pașii mei și pașii tăi. Eu te țin de mână. Și au mers înainte, au mers și deodată au observat că nu mai sunt două rânduri, două șiruri de pași. Și a rămas decât un singur rând. Și persoana a spus: Doamne, dar acum de ce? Și Domnul spune: în momentele acestea ai avut probleme. Și persoana imediat se uită și spune: Doamne, păi dacă am avut probleme, de ce n-ai mai fost cu mine? Unde ai fost? Și Domnul spune: copilul meu, acestea sunt urmele mele, sunt pașii mei. Și pașii mei unde sunt? Și Domnul îi spune: pașii tăi nu sunt nicăieri, pentru că tu erai în brațele mele. Ce bine ar fi ca în călătoria aceasta pe care o facem pe pământul acesta să mergem împreună cu Dumnezeu. Iar pașii noștri să fie peste aceste urme, peste acești pași al lui Iisus Hristos, care cu siguranță ne va duce în împărăția sa. Mesajul din seara aceasta: plânsul lui Iisus și nepăsarea ta. Doamne, atâtea lacrimi ai vărsat pentru fiecare dintre noi. Suntem acum 7 miliarde, peste 7 miliarde, și câți au fost și înainte. Și pentru toți ai plâns. Nu ți-a fost rușine ca tu, Fiul de Dumnezeu, Iisus Hristos, să-ți scurgă lacrimile pentru noi. Iar nouă ne este rușine de multe ori să mergem pe drum cu tine. Ne este rușine să ascultăm cuvântul tău. Ne este rușine să... Cum să nu ascult eu de ce spune mai marii mei, mai marii noștri prin biserici, să ne odihnim duminică? Cum să nu ascult eu? E rușine, spunea cineva. Cum să... E rușine. Ce zice lume? Dacă ți-e rușine de oameni și nu ți este rușine de Dumnezeu, este grav. În joc este mântuirea ta, omule, mântuirea pe care nu ți-o va da oamenii aceștia. Oamenii aceștia vor plânge amarnic la sfârșit pe cale, împreună cu tine, și da, mântuirea ți-o dă Dumnezeu. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu mai fi nepăsător. Uită de cuvântul acesta nepăsare, ci întoarce-te la Dumnezeul Scripturii, care strigă la tumba mormântului tău. Îți strigă numele și te cheamă afară. Spune că cum poți fi nepăsător de o mântuire așa de mare? Cum poți să stai nepăsător, omule? Iisus Hristos se întoarce după zeci de ani în care tu ai păcătuit și ai stat departe de Dumnezeu, și se întoarce și stă acolo. Nu pleacă de la ușa mormântului tău. Și te așteaptă să ieși afară. Te strigă pe nume. Te iubește. Te-a săpat în palme. Înainte să plece la Tatăl, a făcut o promisiune în care eu cred cu tărie, în care a spus:
mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iubiții mei frați, este așa de târziu și sunt atât de multe lucruri de rezolvat în viețile noastre. Te chem în seara aceasta la cercetare înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă vei auzi glasul lui Dumnezeu care strigă din toată ființa lui la tine, să ieși afară, ci să pornești pe drumul care duce către împărăția lui Dumnezeu. Spune da, omule. Răspunde Domnului și spune, Doamne, vreau să ies afară și vreau să te urmez, pentru că știu și cred că drumul pe care mă chemi duce în împărăția ta. Chemați familia afară. Luați-vă copiii. Dacă părinții vor ieși afară din mormântul acesta al păcatului, vor ieși împreună cu familii, cu copiilor împreună și veți câștiga copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă tata și mama va rămâne acolo, copiii aceia vor fi condamnați la moarte. Dumnezeu să ne trezească, pentru că este un timp așa de scurt, mai e puțin și Domnul vine. Nu ai vrea să fii rod în grânarul lui Dumnezeu? Nu ai vrea să te bucuri împreună cu casa ta în împărăția lui Dumnezeu? Dacă da, te invit la consacrare, te invit la rugăciune în aceste momente. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste momente târzii, când Tu faci apel peste apel la inimile noastre, să ieșim afară din lumea aceasta, din mormintele acestea ce ne țin captivi și să ieșim la viață, la lumină, care Tu ești lumina lumii. Doamne, fă, Doamne, să răspundem prezent și să ieșim afară, să ascultăm de vocea Ta și să Te urmăm, Doamne, cu credincioșie pe Tine. Doamne, fă, Doamne, să se oprească nepăsarea aceasta noastră, nepăsare care duce la moarte. Doamne, Tu ai plecat în împărăția Ta ca să faci case pentru noi. Casele sunt gata. E bucurie în cer în momentele acestea pentru că totul este terminat. Iar Tu, clipe ne mai despart de clipa revenirii Tale, ești foarte aproape să vii. Ai vrea să ajungem toți acolo, sunt case pentru toți, pentru copiii noștri, părinții noștri, bunici, toți, Doamne, putem să ajungem acolo. E întristare mare în cer atunci când un om se depărtează de Tine și întoarce spatele. Ajută, Doamne, să nu obosim în a da pietrele la o parte, după de la intrarea mormântului, ca să se audă vocea Ta, să se audă mesajul clar al Tău, iar oamenii să iasă afară. În seara aceasta îți mulțumesc, Doamne, prin cuvânt. Nu știam cum vei conduce Tu cuvântul în seara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că am observat iarăși că Duhul Tău a fost prezent și a condus cuvântul așa cum îi place Lui. Ajută, Doamne, ca în toate casele în care va intra, frați și surori, tineri și tinere și bătrâni și copilași, să se întoarcă la Tine, să intre în rânduri și să slujim cu credincioșie
câtă viață vom avea pe pământul acesta. Lasă Tu binecuvântarea Ta peste fiecare și ajută, Doamne, ca aceste prezentări să aducă viață și să fie o binecuvântare pentru casele în care vor intra. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți. Îți mulțumesc încă o dată pentru Duhul Tău, pentru călăuzire. Îți mulțumesc pentru cei care au fost în seara aceasta. Lăudat să fie numele Tău, Tată, al Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt. Amin. Aș vrea să închei în seara aceasta să vă amintesc încă o dată de cartea aceasta. Ultima avertizare pentru lumea noastră. Este o carte deosebită. Ultimile 15 capitole din cartea Tragedia, Veacurilor sau Marea Luptă. Practic acesta este mesajul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l transmită pe întreg pământul. Dumnezeu să miște inimile fraților și să facă ca această carte să fie iarăși tipărită și tipărită într-un număr mare. Vreau să vă spun că banii nu sunt ai noștri. Foarte curând nu vom mai putea cumpăra nimic cu banii noștri. Și vom plânge și vom vrea să ne dăm averile pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar nu va mai fi nevoie. În acest timp scurt care a mai rămas, vă chem ca oameni ai lui Dumnezeu, înțelepți, ca niște ispravnici, câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu suflete prin aceste cărți. Poate că unii nu aveți darul vorbirii, dar puteți cumpăra cărțile acestea. Iar alții vor merge din casă în casă, în căldura aceasta mare, și vor face lucrarea pe care nu o veți face dumneavoastră. Iar la final, când se va trage linia, dumneavoastră ați cumpărat cărțile acestea. Alții au mers și au pus cuvântul în mâinile altora. Iar Duhul lui Dumnezeu va face ca spicul acesta să fie copt pentru împărăția sa. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Nu uitați toți acei care doriți să intrați în lucrarea aceasta mare care ne stă în față. Contactați-mă, iar eu vă voi da detalii cum și unde puteți trimite banii. Va fi totul transparent. Iacov Israel va face tot să fie tot transparent. Câte cărți s-au luat, cu cât s-au făcut, câte pagini, aș vrea și paginile să vi le spun. ...150 fără cuprins și mai sunt încă vreo câteva file. Alegerea, cartea Alegerea și încă o carte, Tragedia Veacurilor, talon pentru comandă, deci undeva la 160 de pagini. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Nu uitați, este foarte dulce lucrarea lui Dumnezeu când o facem împreună. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Iar până data viitoare, vă spun, Dumnezeu cu noi. Amin.